Duhului Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuie. La Biserica Romano-Catolică din Suceava, la Basilica Minor din Cacica, dar și la celelalte lăcașuri de cult din localitățile unde trăiesc comunități catolice, s-au organizat sfinte liturghii, iar credincioșii au cântat împreună cu preoții Hristos a înviat. Așa cum spune tradiția, oamenii au înconjurat bisericile unde s-au oficiat slujbe, au luat lumină și s-au rugat pentru ca această sărbătoare importantă a creștinătății să poată fi celebrată în liniște și pace. De altfel, acesta a fost și unul dintre mesajele pe care le-a transmis Papa Francisc, cel care a îndemnat la pace atât în Europa cât și în celelalte colțuri ale lumii lovite de blestemul războiului. Îi oferim lui Iisus cel înviat această jertfă pe care am făcut-o și rugăm să ne binecuvânteze pe noi, familiile noastre, orașul nostru, pe toți cei dragi ai noștri. Noaptea Învierii, noaptea privegherii pascale, a adunat în Biserica Sfântului Ioan Nepomuc din centrul Sucevei sute de credincioși veniți la liturghia oficiată de preotul decan Iosif Păuleț și vicarul Cristinel Gal, ajutați de tinerii ministranți ai locașului. A fost o priveghere făcută cu bucurie, petrecută sub semnul trecerii de la întuneric la lumină, de la durere la bucurie, de la păcat la har, de la moarte la viața cea veșnică. Liturghia Învierii a decurs în maniera ritualului romano-catolic, cu solemnitate specifică, anunțată credincioșilor pas cu pas de la începutul celebrării la ora 22. Biserica luminată doar de lumânarea pascală a urmat preconiu, o cântare liturgică frumoasă ce reprezintă imnul bucuriei pascale, apoi câteva lecturi din cărțile sfinte făcute de credincioși de la pupitrul dedicat lor și alte momente liturgice în muzicala completare a corului bisericii acompaniat de orgă.